Sighetul de azi. Emisiunea în care găsești răspunsuri la întrebările tale. Emisiunea în care se întâlnesc opinii pro și contra. Emisiunea în care unii spun adevărul lor, iar alții spun că e minciună. Emisiunea în care unii se acuză, iar alții se apără. Sighetul de azi. Emisiunea de care politicienii se feresc, dar sighetenii o urmăresc. Sighetul de azi. Emisiunea de care nu te poți lipsi. La TV Sighet cu Gheorghe Paul Sanislo. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sighetul de azi. Este ora 19, sunt convins că multă lume este în fața ecranelor la această oră, curioasă să afle cine sunt invitații mei din această seară. Dacă ieri am vorbit despre festivalul Marmația 2010 și am încercat să tragem câteva concluzii, pentru că e săptămâna dintre Crăciun și Revelion, săptămâna în care se mai petrec evenimente și pentru că astăzi, dacă am înțeles eu bine de la organizatori, este ultima zi a festivalului Marmația 2010, mi-am propus să continui tot cu acest subiect. Și nu întâmplător, ci pentru că am în studio astăzi trei invitați de marcă, ce au încercat să încheie astăzi festivalul, dându-i și o latură științifică de care, sigur, fiecare dintre noi avem nevoie, chiar și în anul 2010, când totul este atât de comercial. Astăzi s-a încheiat prin sesiunea de comunicări pe teme de etnografie și folclor de la Muzeul Maramureșului și Festivalul Marmația 2010. Se cuvine, am uitat ieri să precizez în cadrul emisiunii, că directorul acestui festival a fost domnul consilier local Ioan Tivadar, care astăzi deserbează și ziua de naștere și pe această cale îi dorim și dânsului la mulți ani toate cele bune și să mai prindă încă multe, multe festivaluri Marmația de acum încolo. Dar după ce am făcut și introducerea, să vă prezint și invitații de astăzi. Și am să încep cu domnul de lângă mine, domnul Liviu Alexandru Sofonia, academician. Bună seara și bine ați venit! Sănătate, e o plăcere pentru mine, sunt onorat. Domnul Pierre Dutron, ziarist și participant la sesiunea de comunicări. Bună seara! Bună seara și bună seara a tuturor telespectatori! Și de această dată avem în studio alături de noi și un viceprimar, dar nu al municipiului Sighetul Marmației, ci al unui oraș care este, să spun, de mărimea municipiului Sighetul Marmației, un viceprimar al localității Bonș, dacă am pronunțat bine, nu știu, Bonș, da? Bonș. Și am să vă rog să vă reprezentați dumneavoastră, pentru că nu vreau să fac să nu strălcesc numele. Voilà, bonsoir. Excusez-moi, mais je ne parle pas le roumain. Je vais donc m'exprimer en français, qui est la langue, française. La langue de notre région en Belgique, la région wallonne. Voilà, je suis échevin, c'est-à-dire adjoint au maire. Vice-primaire. De la culture, du tourisme et de la... Deci angajat în cultură, turism. Du patrimoine. Patrimoine avec d'autres fonctions. Et je suis venu à Sighet, invité par monsieur Dutron et par le directeur des musées pour assister au festival qui s'est déroulé hier et avoir bien entendu des contacts. Deci legături vii, a fost chemat prin domnul director. Domnul Jean-Luc Fai este numele dânsului. Aș vrea să vă întreb, domnule viceprimar, având în vedere că sunteți viceprimarul orașului Bonș sau Bench, da? Bench. Eu bine Bench. Acum, pe probleme de cultură, ce e mai deosebit în Bench față de Sighetul Marmației la nivel cultural? Qu'est-ce qu'il y a de magnifique, de superbe, de Bench par rapport à Sighet au niveau culture? Qu'est-ce qu'il y a des différents, des choses différentes? C'est-à-dire que Bench a un carnaval qui est réputé de manière très importante, de manière mondiale, puisqu'il est reconnu par l'UNESCO. Are un carnaval în Bench care este recunoscut din toată Europa ca un cel mai mare carnaval din Europa care este recunoscut din 2003 din patrimoniul UNESCO. Avec un personnage central qui est le Gilles. Cu personaj central care se cheamă Gilles de Bench.
avec des éléments d'habillement qui sont très représentatifs, avec un costume aux couleurs nationales, avec des cloches, ce qu'on appelle des grelots, des apertins, un apertin taille, avec un chapeau en plume d'autruche, qui correspond à un rituel, puisque nous ne sortons jamais de la ville et nous ne nous produisons que le Mardi Gras. Personnage de Gilles de Manche a un embrancamento forte, tipico, con plume, con penne di strus, con clopote che sente forte in legatura con ce se faccia ici, clopote la centura, clopote ici la misloc di embrancamento, ci è un personaggio centrale della carnaval che non si duce niciodata a fare di orace, numa la ziua grace di Marzie, che sinte carnaval Trezile, Dominica Grazie, Marzie, Luni Grace și Marzie Grace, înainte de Miercuri de Cenuș, înainte de Careme Catolică. Și ziua de Marzie Grace e unica ziua unde se ieși afară personaj central Gilles de Manche. Aș vrea să vă întreb, ce ați făcut astăzi în municipiul Sighetu Marmației? Care a fost aportul dumneavoastră? Aujourd'hui, ben, j'ai participé à l'inauguration de la nouvelle maison dans le musée. Deci, il a făcut o inaugura unei case în muzeu, o casă muzeală. J'ai été visiter le monastère de Birsana. Et la localité, și localitatea Birsana. Din apropiere a vizitat-o J'ai été visiter ce qui était un moment très émouvant, la maison natale d'Elie Wiesel. Și astăzi avem făcut un ziu de descoperite zone. Aier a fost festival, a fost numai festival. Avem mergit un pic, prima dată avem făcut un deschidere de vizite de la Casa Miai de Apsa, după avem mergit la deschidere de simpozium, de sesiune scientifică, și după avem făcut un inaugurare de casa că a fost recondiționare pe personal de la muzei în aer liber, și după, pentru a avut un pic de idee de ce este zonă, că au venit duminica și se duce mai ne dimineața. Foarte scurt și timp, se descopere. Și avem vizitat casa monastire de Birsana și un casa de sculptor din Birsana, că e foarte reprezentativ de sculptor de lemn din Maramureș, și după avem venit înapoi la casa Elie Wiesel și sincer musafirul dumneavoastră acum. Cum vi se pare municipiul Sighetu Marmației, Maramureșul istoric, din punct de vedere cultural, comparativ cu Bănș? C'est totalement différent. Absolut c'est diferent. Totalement différent. Bănș est une cité médiévale, avec des remparts en pierre. Cetate medievală în piatră. Avec aussi un musée, mais qui est lui consacré aux masques et au carnaval. Au masque. Deci un muzeu consacrat măștilor. Are din Bănș, eu spun că e prea modest. Da. Are pentru mine cel mai mare muzeu din masque din Europa, se pot din lumea. Este un alt echivalent din Mexic și se pot din lumea. Are mai mult de 50.000 de bucate de masque. Et bon, c'est une ville qui a un patrimoine important puisque c'était le lieu de résidence de Marie de Hongrie, qui était la sœur de Charles Quint. Et, deci, din epoca imperială, Carol Quintul, da, e un oraș imperial, ca de altfel din Belgia, zona imperială, nu? Voilà, et on a retrouvé, c'était l'empereur d'Espagne. C'était la période Renaissance. L'Empire espagnol. Voilà, l'Empire espagnol. Et nous avons les ruines du château de Marie de Hongrie qui a été construit dans les années 1550. Et si le castel de Marie de Hongrie est immédiat lingă muzeu de Mașcă. Immédiat, vecin. Da. Și vă puteți imagina și prosperitatea când imperiul ăla era un imperiu mondial, nu? În la urmașul său, soarele nu apunea în imperiul
parle de la prosperitate. Da. Deci este un loc de prestigiu. Așa. Da. Prestigiu, prestigiu. Domnule academician Liviu Alexandru Șofone, aș vrea să vă întreb, probabil că ați studiat și acest oraș. Dacă ar fi să vă gândiți ce ar putea aduce benefic pentru Sighetul Marmației o astfel de experiență, la ce v-ați oprit? În primul rând am obținut cei mai de preț. Oamenii care au venit încoace cu inima deschisă. Generației tinere să se ducă, să vadă, să simtă, să-și dea seama de tezaurile de la noi, cum pot fi și alea fructificate. E un loc al minunii, dar trebuie mers cu o cunoaștere a zonei. Acolo totul este încărcat de istorie. Nu este o simplă deplasare, este o inițiere, este un pelerinaj spiritual. Dacă faci asta, e câștigat. Zona draperiilor, zona velururilor, zona costumelor, măștile, personajul ăsta așa de pitoresc. Și cum ați văzut performanța, Muzeu de Talie Mondială, rezervație UNESCO. În cât timp și sub ce auspicii? Cum spui? În cât timp și sub ce auspicii au reușit dânsii să ajungă la acest nivel? Pentru, printr-o cultură seculară la care cu râvnă și aduc ca contribuția zi de zi toți oamenii. Și sigur, istoria tumultoasă și strălucită și cu mari probleme a Europei de apus. Domnule Pierre Dutron, bănuiesc că sunteți aproape de tot ceea ce se întâmplă atât aici la festival, cât și privitor la ceea ce există ca și informație din zona orașului acesta din Belgia. Ce ați putea să ne spuneți despre cum se vede Belgia, cum se vede din România, Belgia și invers, Belgia înspre România? Eu cred că cel mai mare probleme, cum se vede, că nu se vede mult, că nu este suficient de comunicare, nu este suficient de vine, că zona turistică de Maramureș nu este o zonă tare atractivă. Belgian se duce în vacanță la mare, se duce unde se repoză, nu, simte un foarte micuț procentaje de persoane care se duc pentru descoperite culturi. Trebuie de face atractive cu ceva special. Și aici festivalul e foarte special, foarte interesant și cutum și obișnuit și folclore de zona Maramureș, foarte bine conservată, e tare important. Și autentică. Autentică. Așa este problema. Am venit pentru prima dată în 94, am făcut aieri la 16 ediție. 16 ediție. Festival din Maramureș, din Sighet. Și în 2008 m-am stabilit în Maramureș. Eu sunt pensionar. Eu stai din Cavnic. Eu sunt moroșan acum. Bine, Cavnic este moroșan administrativ. Eu nu sunt din Maramureș istoric, eu știi. Și eu cred că d'un punct de vedere cultural, Maramureș are un chance extraordinar. Trebuie pentru mine, eu spun tot timpul, trei vorbe importante. Conservare, promovare și dezvoltare. Conservare patrimoniu, că am scris deja din ziar, am făcut interviu la Radio Romanie și am spus de 4-5 ani de trecut că pentru mine a fost un greșal, a fost un nebunie de ved un sticle de Coca-Cola despre costum de dracu. Mm. Și de 2-3 ani nu mai am văzut. Nu mai am văzut niciun sticle de Coca-Cola. Am văzut ceva foarte urât și nu din punct de vedere de societate. O schimbat un pic, o conservat mai multe tradiții. După promovare. Promovare este de face cunoștință, de face legături cu alt. Banș este un oraș care recunoștință de la UNESCO. E important de face legături cu ei. E important. În prima rând cu cultură, cu muzee, cu tot. Și după cu oraș, așa se face cu timpul. Nu se face singură. Și Brabant. Brabant e o întreagă istorie. E un istorie foarte de mare. Brabant, avem trebuie de face legături cu multe zone unde are... Când am venit aici prima an, în 94, am fost și șocat și emoționat. De ce?
am descoperit aici aproape jumătate de simbol, de tradiții de carnaval, că sunt exact aici simbol. De lupte de bine cu rău, de lupte de lemne pe peminte, de muzica că se găsește din fiecare obișnuit, multe similitude. Și am spus, nu se pot, suntem la 2000 de kilometri și avem simbol de obișnuit exact așa. Și acum trebuie de le leg împreun, pentru că între împreun luptă pentru conservare patrimoniului. Purcede din firea omenească și tocmai asta ce creează o legătură profundă. Temele nu pot fi decât acelea cele majore și firește descoperite în cursul timpului separat sau cu temirce conexiuni. Și tocmai asta ne strânge la oaltă. Și asta, cum spune minunat, trebuie cultivată, potențată, pusă în valoare. Fără complexe de inferioritate, sigur, dar nici cu truvii protocroniste de șarte de la început. Domnule Sofonean, în schimb v-aș întreba cu ce bani, pentru că știm că în România e destul de greu. Cu ce bani? De unde? Cultura este subfinanțată, am discutat și ieri în emisiunea noastră. Există posibilitatea în România să ajungi la un nivel cultural de genul orașului Bonș? Aia nu se ajunge într-o generație chiar, se ajunge într-un proces istoric. Da, au trecut cam 20 de ani de la Revoluție. Da, într-un proces istoric. Și faptul că acum nu sunt deloc singur, nu suntem o gubernie răsăriteană, suntem un stat încadrat în Europa Unită. Asta trebuie potențată, dar asta e o imensă responsabilitate. Și nu ne uităm întâi de toate la bani. Când ne uităm la bani, sigur că nu facem nimic. Banii se pot gestiona, e o tehnică de facere, de organizare, de sponsorat, de creativitate. Și în definitiv asta este karma generației dumneavoastră. Am un observație importantă despre probleme de bani. În prima rând, eu spun că cine vrei pot deja merge mai departe. E prima lucru, cine vrei adevărat. Al doua observație, cine are ceva adevărat, că aici obișnuiți sunt adevărat, are existant de 2-3 mii de ani, vine de tradiții pagine, ca din Bănci. Exact, este adevărat. Al două condiții pentru merge mai departe și al trei condiții. După că s-a făcut Europa, s-a făcut ceva lege despre bani european pentru ajut proiect transfrontalier se cheamă, când două, trei orașe, festival, carnaval, orice vrei, două, trei manifestari importante, se pun împreună, faci un proiect comun, pot primești bani de la Europa. Nu rezolv tot și pot rezolv multe. Deci ideea ar fi să existe un parteneriat între diverse festivaluri din Europa pentru a putea accesa proiectele prin proiecte pot europene. Pot să faci ceva europeni. Proiecte și pot primești bani. Că este prevăzut ajutor de proiect transfrontalier pentru pot conservare și promovare aceste proiecte. Și vezi ce ușor ne-am înțeles. Transfrontalier. Păi trans vine de la Transilvania. Deci înțelege fiecare om. Păi frontiera asta o știm de când am văzut lumina ochilor. Vedeți graiul esențial. Esențial este de fapt ce vine de la om. Stimulul, impetusul, motivația. Restul face tehnica, face enorm. Dar motivația, implicarea, responsabilitatea. Asta este esențial. Și responsabilitatea acolo a existat de secole. Și la noi a existat. Printre altele, poporul român a supraviețuit. Ceea ce nu este totuși destul. E minunat că a supraviețuit. Mai sunt multe popoare care au supraviețuit. Bun. Eu nu sunt un filozof. Eu sunt numai realist și etnolog de teren. Eu spun ceva. Cine face numai pentru interese, cu mortul lui, se termină. Sigur că da. Cine faci cu pasiune, sigur, e imortal. E imortal. Și e invincibil, până la urmă. Sigur. Așa este. Sigur.
Facem o scurtă pauză de publicitate, după care ne întoarcem în emisiunea noastră pentru a discuta cu invitații mei. Dacă până acum mergeai la universitate doar pentru a învăța, acum la Universitatea Babeș-Bolyai găsești un fast food de excepție. Aici te poți relaxa savurând la prețuri studențești cele mai bune sandvișuri preparate la minut, răcoritoare, cafea de marcă sau shake-uri delicioase. UBB Cafe te așteaptă zilnic, între orele 8 și 19, într-o atmosferă studențească, unde te poți conecta gratuit la internetul wireless. UBB Cafe te vrea client, chiar dacă nu ești student. UBB Cafe. De sărbători, ai grijă să nu-ți lipsească de pe masă cele mai gustoase prăjituri de la Cofetăria Claudia. Cofetăria Claudia urează tuturor angajaților, clienților și colaboratorilor sărbători fericite și un an nou plin de bucurii și împliniri. La mulți ani! Dacă vrei să ai o viață sănătoasă, consumă zilnic legume și fructe de calitate. Chimar Serele vă stă la dispoziție cu legume și fructe proaspete în punctele sale de lucru. Cu Zavodă, magazin alimentar tip economat, unde ai posibilitatea să plătești și cu bonuri de masă. Magazin economat în centrul orașului, la fostul magazin Pătrunjel. Și în zona chill, vis-a-vis de piață. Pentru Angro ne găsiți în curte la Unitatea. Chimar, pentru sănătatea noastră. So this is Christmas. Societatea comercială Pearlplast SA urează sărbători pline de liniște și pace tuturor clienților, colaboratorilor și angajaților, iar noul an să vă aducă fericire și numai bucurii. SC Pearlplast SA vă urează tuturor sărbători fericite! Firma Electromat Prompt proiectează și execută instalații electrice, branșamente, rețele, posturi de transformare și tot ce ai nevoie pentru instalația ta electrică. Electromat Prompt oferă și consultanță în domeniu și se ocupă de toate actele necesare pentru obținerea branșamentului. Toate la un preț minim, dar la calitate maximă. Informații la telefon 0745 598 524 sau la pensiunea subcetate la Matei, localitatea Oncești. Electromat Prompt. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, SC Aluterm SRL dorește tuturor clienților, angajaților și colaboratorilor cele mai frumoase gânduri, sărbători frumoase și un an nou fericit. Aluterm vă urează tuturor la mulți ani! Iarna asta, dacă vrei să-ți fie cald, cumperi de la Metal Confex Prod, Casa Roșie, din Sighetul Marmației. Produse de calitate pentru instalații termice și sanitare. Centrale termice pe gaz și curent ProTerm începând cu 1899 lei. Cazane pe combustibil solid, radiatoare din tablă de oțel Corado, Termolux și Purmo. Casa Roșie are și boilere emailate cu garanție 5 ani. Metal Confex Prod execută, pune în funcțiune, oferă service în garanție și post-garanție, cu personal autorizat. Livrările la domiciliu sunt incluse în preț. Vino la magazin să descoperi promoțiile lunare. Casa Roșie. Societatea comercială Virgil Auto SRL dorește tuturor clienților și partenerilor de afaceri sărbători fericite, iar în noul an să aveți parte de multă sănătate, belșug și fericire. Virgil Auto SRL vă urează tuturor la mulți ani! Complexul comercial Emanuel vă așteaptă cu o gamă variată de produse pentru locuința și confortul dumneavoastră. Candelabre, covoare, perdele. Iar la etajul magazinului Emanuel vei găsi mobilă pentru toate gusturile. Dormitoare, sufragerii, bucătării, mobilă pentru tineret, colțare, canapele, fotolii, scaune, într-o paletă largă de culori și modele. Plata se face în rate, direct în magazin, fără comision, iar transportul la domiciliu este gratuit.
beneficiezi și de reduceri la mai multe produse cumpărate. Vizitați expoziția de mobilă de la etajul magazinului Emanuel. Acum, când cerurile se deschid pentru a întâmpina cu bucurie nașterea Domnului, iar sărbătorile de iarnă ne oferă clipe de destindere și fericire, și noi, cei de la firma Orizont din Sighetul Marmației, vă transmitem gânduri de bine și vă asigurăm că vă suntem alături pentru a fi o mare familie ce construiește un viitor mai bun și mai fericit pentru toți. Sărbători fericite și la mulți ani! Firma Comerpan vă oferă la preț minim sistem complet de termoizolație și tencuială pentru case, tencuială decorativă și vopseaua lavabilă ce se poate nuanța la cererea clientului direct în magazin, rigips, gleturi, adeziv, ciment, var, vopsele, parchet, ondulin, scule și unelte, organe de asamblare, sisteme de rulare pentru porți, echipamente de protecție. Comerpan comercializează la cele mai mici prețuri table, țevi, oțeluri, sârmă, panouri și împletitură de gard, ornamente pentru porți și balustrade. Confecționează feronerie, porți, garduri la cererea clientului. Comerpan, Sighetul Marmației, Strada Unirii, numărul 40. Ne întoarcem la emisiunea Sighetul de azi cu invitații mei și nu putea să lipsească nici în această seară, pentru că vorbim despre Marmația 2010, despre festivalul de datini și obiceiuri din Sighetul Marmației. Directorul Muzeului Maramureșului, domnul Mihai Dâncuș, bună seara și bună seara, mă bucur. V-am invitat și astăzi alături de noi pentru că am înțeles că astăzi s-au lansat și două cărți la această sesiune de comunicări. Da. Despre ce e vorba? Da, înainte de asta vreau să readuc în discuție, printr-o propoziție, faptul că de la demararea lui, deci de la prima ediție, Festivalul Sighetean, Festivalul Obiceiurilor de Iarnă, a avut și o componentă științifică. Și componenta științifică este sesiunea de comunicări, care întotdeauna se petrecea a doua zi. Și care a adus de-a lungul zecilor și zecilor de ani sute și sute de cercetători din institutele academice, universități, muzee și alte instituții de profil. De așa manieră încât volumele în care s-au publicat rezultatele acestor comunicări însumează circa 20.000 de pagini. În română, engleză, franceză și așa mai departe. Deci iată că am ieșit cu cartea scrisă despre ceea ce se întâmplă aici, în țară și în lume. Nu numai în Europa, pentru că și în celelalte părți ale... Concret să le arătăm ascultătorilor noștri despre ce cărți e vorba. Acum am prezentat, de fapt, în cadrul sesiunii, două cărți consider foarte importante pentru istoria culturii române, maramureșene și române, cu extensii mai largi în plan european. Este vorba de această carte intitulată Arhitectura vernaculară și alte valori ale culturii populare în colecțiile Muzeului Etnografic al Maramureșului. Da, despre această carte e vorba așadar, dacă regia să ne dea un prim plan. E o carte... Cel puțin coperta arată extraordinar de bine. Da, cartea va fi în două luni de zile și cu variante în limba engleză, franceză și germană și posibil și maghiară și italiană, dar în tiraje mai mici. Ea pune în evidență valorile de patrimoniu pe care le deține Maramureșul, muzeul nostru, dar cu extensie pot să spun valori de patrimoniu național și european. Pentru că tot ceea ce este și în Muzeul Satului și în Muzeul Pavilionar sunt lucruri de o valoare absolut excepțională și am putut să realizăm asta numai atunci când am văzut alte muzee din Europa și din lume și am putut să tratăm comparativ lucrurile. În același timp e și o carte de vizită pentru muzeu, dacă e și în limba franceză și engleză și pentru municipiu, la urmă. Sigur, categoric, fără discuție și are și o ilustrație foarte bogată. Acum, sigur că, nu știu, da, se vede. O altă carte care, din păcate, nu avem numai semnalul de la tipografie, este scoasă în editura Academiei Române și asta ne
onorează în mod absolut deosebit, este volumul 2 din Diplomele Maramureșene, acele documente medievale adunate de Ioan Mihali de Apșa, primul volum publicat în 1900 și premiat de Academia Română în 1901 cu premiul Năsturel Herescu, iar volumul al doilea a rămas în manuscris, din păcate nevalorificat de către Ioan Mihali de Apșa, nesistematizat, nepregătit pentru tipar. De aceea a fost nevoie de un colectiv larg care să lucreze pentru pregătirea în vederea tipăririi lucrării, în sensul de transliterare, trecerea pe calculator și apoi traducerea textelor din limba latină, din maghiară, din germană, din, știu eu, alte limbi în care au apărut aceste documente. A fost o muncă care a durat câțiva ani de zile în coordonarea academicianului Ion Aurel Pop, care este unul din specialiștii, dacă nu cel mai bun specialist pentru perioada medievală în viață, la ora actuală, iar din colectiv am făcut parte și eu și încă trei persoane de la Cluj, iar traducerea textelor din limba latină a fost asigurată de o excepțională latinistă care trăiește în Sighetul nostru și care este doamna Valeria Socaciu, aș putea spune celebra profesoară de latină de la Colegiul Național Dragoș Vodă. Spun celebra și cu un pic de zâmbet pe buze, pentru că s-a făcut remarcată pe plan național prin severitatea, prin corectitudinea și, în primul rând, prin probitatea științifică. A dat zeci de generații de copii excepționali în limba latină. Deci este o lucrare care sunt sigur că va avea o... Domnule director, aș vrea să profităm și de prezența domnului viceprimar Jean-Louis Fahy aici pentru a-l întreba ce a găsit aici în Sighetul Marmației în momentul în care a venit. Bănesc că sunteți la prima vizită. Donc, il te dit, c'est comme c'est ta première visite, il demande qu'est-ce que tu as pu observer ici à Sighet. Et c'est ma première visite, je ne connaissais pas du tout la Roumanie. Prima visite în Roumanie. C'est un long chemin. Mais ce qui m'a impressionné, c'est le respect des traditions. On m'a toujours dit que pour être respecté, il fallait se respecter soi-même. Et ça, c'est essentiel. Se respecter soi-même, c'est respecter ses traditions. Ce a fost impresionant pentru el este cum sunt respectate tradiții și tot timpul are din memorie ce eu spun și tineri și la studenții tot, că pentru a fi respectate trebuie de respecte tradiționul nostru pentru a ști de unde vine. Așa este legiul lui de viață și de ca responsabil de cultură. Aș vrea să vă întreb, domnule viceprimar, ce înseamnă la nivel de buget partea de cultură în orașul dumneavoastră. Qu'est-ce que ça représente un budget de la culture pour une ville comme Binche? Pas beaucoup. Ah, pour le musée avec, ça fait comme ça. Ah, un oraș total, municipalitatea Marmației. La culture en tant telle, moi comme échevin de la culture, j'ai 27.500 euros par an. Ca responsabil de la cultură din buget de la oraș are 27.000 de euro pe an pentru buget de la cultură, pentru lucrul lui de buget de la cultură. 27.000 de euro, domnule Dâncuș, comparativ cu bugetul pe care... Apropo, un miliard de veche. Da, un moment, nu știu dacă cele 27.000 de euro cuprind bugetul tuturor instituțiilor de cultură. Nu, pentru ce are de libertate de cultură el, pentru promovarea salariul lui. Dar sigur că este salariul lui pe un an, 27.000 de euro. Pentru promovarea culturii, a turismului și a patrimoniului, pentru că dânsul este vicepreședinte cu patrimoniu, cultura și turismul. Deci trei componente foarte importante. Dar eu cred că ar trebui să reiterăm întrebarea: care este bugetul instituțiilor de cultură? Sau dacă poate a muzeului? C'est beaucoup plus, on inclut le musée dedans.
Oui, mais là, par exemple, le musée, lui, est subventionné par la communauté française. Muzeul din Banj de la Mașcă este și subvenționat primești bani și de la comunitatea franceză, înglobă și Valonie și Bruxelles. Și are un serviciu de la cultură, că inclusiv la salari de personal de instituții. Deci are multiple finanțări, nu? Da, da, multiple finanțări. Finanțare comune cu etaje superioare de la organizații de țară. Par exemple, nous refaisons le musée parce que c'est un ancien bâtiment, un peu comme vous. Hein, arrête de le coup de réhabiliter, de ancien couvent, un ancien couvent qui doit être réhabilité, qui doit être sécurisé. Naturellement, la ville. La ville doit mettre un complément de 300 000 euros. Orache aurait un complément de pugne de 300 000 euros. Par rapport au coût de rénover. Par rapport. En plus de 800 000 euros qui nous sont donnés dans le cadre d'un programme européen. Si des sources viennent coup ajouter des banques européennes, au soutien des mi. Total va faire 1 million au soutien. Si Orange Platech nous m'a très soutien. D'où l'intérêt pour un pays comme la Roumanie de pouvoir s'inscrire dans des projets. De unde e interes pentru un sat, un țară ca România de se înscrie, de face parte de proiect european pentru a avut și el parte de buget european. Domnule Dâncuș, cum ar putea muzeul, cum ar putea municipalitatea să profite de consultanța și de experiența pe care domnul viceprimar, pe care cei care sunt acolo în acel oraș ar putea să ofere la un moment dat pentru accesarea acestor fonduri europene. Vă explic imediat, dar nu înainte de a face o precizare. Sistemul acesta despre care a vorbit domnul viceprimar Jean-Luc este caracteristic Franței și țărilor Europei Occidentale în general. Adică ei sunt finanțați de la bugetul local, de la bugetul regional și de la bugetul național. Deci au trei surse de finanțare. Spre deosebire de noi, care avem o singură sursă la bugetul local. Să revenim acum la întrebarea dumneavoastră. Noi avem deja un proiect comun cu muzeul din Benș, cu Muzeul Măștilor și Carnavalului, și care este în derulare. Suntem partenerii lor în acest proiect de un an și ceva, el va dura încă. Însă perspectiva este ca după ce ne vom apropia mai mult și vom ajunge în stadiul de jumelaj, de înfrățire, încă nu suntem, dar suntem aproape, am făcut deja primele contacte cu vizite la ei, de lucru, etc. Și după ce se va realiza acest lucru, atunci vom demara și proiecte de genul celor care să subvenționeze într-adevăr muzeul și patrimoniul nostru. Noi derulăm proiecte europene, nu este cunoscut marele proiect care îl avem cu prezentat și de televiziunea dumneavoastră și vă mulțumim și pe această cale. Proiectul cu restaurarea instalațiilor tehnice acționate de apă pe malul râului Ronișoara, care e de 640.000 de euro, la care orașul a contribuit cu... Mă rog, a contribuit cu faptul că se desfășoară și se derulează aici, ceea ce este foarte important, pentru că va fi un nou obiectiv, o zonă de agrement și turistică nouă în orașul nostru care simte nevoia de așa ceva. Grădina Morii, care este singurul spațiu de agrement, e sufocat deja. Ori partea aceea și orașul se dezvoltă înspre acea zonă, va oferi un loc deosebit. Acum să revin la proiectele noastre cu muzeul din Benș și apoi sunt convins că relația între cele două muzee va duce și la o relație între cele două primării, da, cele două municipalități. A și fost un contact cu doamna primar azi dimineață și urmează să se realizeze și altele. Eu cred că această legătură va fi rodnică și va avea rezultate. Da. Vă gândiți la o înfrățire la nivel de municipalitate Absolut. Între cele două orașe? Întâi facem o înfrățire între muzee. Deja este un parteneriat acceptat și între orașe. Urmând să se facă, domnul va duce mesajul nostru de aici, din partea doamnei primar, de dorință de cunoaștere mai aprofundată și în perspectivă apropiată de înfrățire.
Există posibilitatea de a crea aceste proiecte comune care să aibă finanțare europeană din ambele părți. Sigur că da, sigur că da, sigur că da. Domnule, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi în emisiune. Vă doresc mult succes, domnule director. Vă mai așteptăm, domnule viceprimar. Dacă tot se va lăsa cu o înfrățire, să fie una benefică pentru municipiul Sighetul Marmației, pentru că e nevoie de ajutor din partea tuturor în această perioadă. Aceasta a fost emisiunea Sighetul de azi. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. Și rămâneți alături de programele TV Sighet. Anul nou fericit, la mulți ani!
Sighetul de azi. Emisiunea în care găsești răspunsuri la întrebările tale. Emisiunea în care se întâlnesc opinii pro și contra. Emisiunea în care unii spun adevărul lor, iar alții spun că e minciună. Emisiunea în care unii se acuză, iar alții se apără. Sighetul de azi. Emisiunea de care politicienii se feresc, dar sighetenii o urmăresc. Sighetul de azi. Emisiunea de care nu te poți lipsi. La TV Sighet cu Gheorghe Paul Sanislou. Simcarom din Sighetul Mărmației e o firmă puternică cu peste 12 ani de activitate în domeniul construcțiilor. Simcarom execută următoarele lucrări: trasarea construcțiilor și construirea acestora, lucrări de structură de rezistență, filigorii, lucrări de finisaje, case construite la cheie, canalizări, instalații, încălzire și sanitare, lucrări de reabilitări, reparații capitale, construire, blocuri de locuințe, excavări cu buldo-excavator. Firma mai are în dotare auto-utilitare, tractoare. Pe parcursul celor 12 ani de activitate, societatea a dat dovadă de seriozitate și promptitudine, respectându-și termenele de execuție. Viața din casa ta depinde și de mobila care te înconjoară. Firma Vârsteana Serv vine în întâmpinarea dorinței dumneavoastră de inovare cu tapiserii în diferite culori și combinații care oferă căminului o ambianță plăcută și armonioasă. Mobilierul clasic din lemn masiv, dormitoare, sufragerii, bucătării care se îmbină armonios cu modernul. Indiferent de stilul pe care doriți să-l adoptați, produsele pe care le găsiți în magazinele Vârsteana vă fac alegerea mai ușoară. Suntem deschiși la orice sugestie venită din partea clienților. Mulțumim tuturor clienților noștri pentru alegerea făcută. Vârsteana, cu noi viitorul sună bine! Firma Liliacul din Sighetul Mărmației urează tuturor angajaților și familiilor acestora, clienților și colaboratorilor, sărbători fericite și la mulți ani! Liliacul vă așteaptă și în 2011 să-i treceți pragul! Firma Talos & Hydra, cu o vechime de peste 6 ani pe piața sigheteană, comercializează toată gama de produse termice și sanitare. Aici sunt prețuri promoționale la centralele termice, începând cu 1750 lei. Și găsești programul Rabla pentru centralele Baxi și Ariston, centrale pe lemne Celsius Attack. Nu lipsesc nici instalațiile sanitare, fittinguri, hidrofoare, țevi de cupru, PVC, conducte PPR, instalații gaz, radiatoare Purmo. Avem și service, echipe de lucru, sudori și instalatori, autorizați ANRE. Transportul este gratuit. Ești așteptat la magazinul Talos & Hydra în Casa Galbenă. Într-un ambient rustic maramureșan, restaurantul Snack Bar Tineretului dorește tuturor clienților, angajaților și colaboratorilor sărbători fericite, iar anul care vine să vă aducă numai bucurii și împliniri. Snack Bar Tineretului vă urează tuturor la mulți ani! Acestea sunt realizate în două fabrici dotate cu echipamente de ultimă oră, menite să îndeplinească așteptările voastre. În Sighet ne găsești la magazinul Laguna din zona Big, în spatele stației de autobuz. Laguna, pentru confortul dumneavoastră. Firma Teco, producător autorizat de ferestre și uși PVC, urează tuturor clienților, angajaților și colaboratorilor sărbători fericite! Teco vă dorește un an nou fericit și la mulți ani!
toți spun că sunt cea mai bună. Cea mai bună shaorma din oraș, doar la Mad Dogs. După 3 ani de activitate, Mad Dogs vă așteaptă non-stop într-o locație nouă, călduroasă și spațioasă, unde, pe lângă produsele consacrate, shaorma, kebab, hamburger, hot dog, acum puteți savura și produse noi. Paste, salate, meniuri variate. Garantăm pentru produsele noastre. Vă mulțumim pentru încrederea acordată. Mad Dogs. Sece Benimela Prod, partener Rompetrol, prin cele două stații PECO, mulțumește clienților care au avut încredere în produsele noastre. Benimela dorește tuturor angajaților și clienților sărbători liniștite și la mulți ani! Aha, aha, aha! Bizon! Un inedit showroom de mobilă. Pe strada Dobăiești din Sighetul Marmației, numărul 11A, s-a deschis o expoziție de mobilă cu vânzare, unde găsești mobilă românească la calitate germană. Mese din lemn masiv, de fax sau stejar, de sticlă sau stratificate. Scaune tapizate cu structură din lemn masiv sau metalice și scaune împletite. Colțare și fotolii. Bizon. La noi găsești piese de mobilier ideale pentru uz casnic, dar și pentru grădină, restaurante și baruri, într-o gamă variată de modele și culori. Bizon. Cu punctul pe calitatea germană.